Salutare și bine te-am regăsit! Pentru această pictură voi încerca aceste noi pensule, una subțire din păr sintetic, una păr lat sintetic, una din păr de veveriță naturală și încă una din păr sintetic. Pe parcursul acestui videoclip, în timp ce privim cum se construiește toată imaginea, o să mai intru din când în când și am să mai fac niște mențiuni legate de culori, legate de motivele pentru care le-am folosit în acest fel, când este cazul și tehnice. După ce am dat foaia, am pus două staturi de culoare, galben cadmiu pentru partea de pădure verdeață și un albastru ceruleum pentru partea de nori. Apoi cu pensula lată sintetică am încercat să fac detaliile. Nu sunt neapărat mulțumit cum a ieșit, ar fi trebuit să folosesc o pensulă probabil din păr natural ca să nu-mi iasă așa linii cum se vede și în imagini, așa că probabil data viitoare și după cum se poate vedea am continuat mai departe cu pensula din părul natural de veveriță. Pentru nuanța aceasta am folosit negru neutru combinat cu un pic de albastru ultramarin, probabil un pic de albastru de cobalt, doar foarte puțin. Singurul lucru pe care l-am mascat au fost doar niște detalii ale acestor ciuperci gigantice. Procesul a continuat și am intrat cu un auriu și galben ocru, o mixtură dintre ele. Apoi am adăugat și un pic de roșu ca să fac și partea de umbre. A fost un proces destul de interesant, mai ales că mi-a plăcut foarte mult să redau cât mai mult elementul acela natural al acestor ciupercuțe. Am pus și un pic de verde pe piciorușele ciupercuțelor. Am intrat cu detaliile sub căciuliță și aici pensula aceasta subțire nouă a fost grozavă. Per total am fost foarte mulțumit de cât de bine am reușit să controlez liniile cu această pensulă. Uneori o încărcam prea tare și excesul acela era un pic deranjant, dar reușeam să-l scot în timp util. Fiind prima oară într-un proces cu această pensuliță, totuși am fost surprins de cât de bine m-am descurcat cu ea. După ce am făcut în mare detaliile de la ciupercuțe, am trecut pe partea de natură de verdeață. Dacă ai ajuns până aici, nu uita să-mi dai un like și să te abonezi acestui canal și activează notificările pentru că voi încerca periodic să fac câte un tutorial al unor lucrări noi. După aceea, primul strat de maro pentru trunchiuri, un maro combinat între siena arsă și maro marte, probabil și un pic de sepia. În fiecare mixtură pe care am folosit-o, am folosit minim 3 nuanțe.
E foarte important să avem în vedere faptul că pentru o lucrare, ca să fie omogenă, e bine să adăugăm în fiecare parte a lucrării tonuri. Adică în verde am adăugat un pic de roșu, în roșu am adăugat un pic de verde, un pic de albastru și viceversa. Pentru că e foarte important să simțim că totul se leagă și în natură lucrurile pe care le vedem noi au o reflexie. De asta îmi place foarte mult să ies afară, să privesc natura, să văd cum joacă lumina și reflexiile pe obiecte și să le aduc pe hârtie la mine în studio. Menționez din nou, pensulica aia mică este superbă. După ce s-a uscat bine, am continuat cu partea de umbre de pe copaci, în care am introdus și un pic de albastru turcoaz. În momentele acestea totul începe să prindă volum și textură. Și peciul percuț aici cu un pic de siena arsă. După aceea pe picioruș am revenit cu un al treilea strat de detalii. Apoi pentru mai mult volum am venit cu încă un strat de detalii și pe nervurile ciupercuței. Nu uita să-mi dai un like, să urmărești canalul și să-ți activezi notificările pentru că voi mai posta și în perioada următoare videoclipuri asemănătoare. Mai departe, procesul continuă cam tot în aceeași fel. Vă invit să priviți mai departe și să vedeți care este rezultatul final. Thank you.
acest moment încolo am dat jos lipula de mascare și am intrat cu detalii ca să adaug puțin mai mult volum acestor ciupercuțe și altor elemente din lucrare. Acesta a fost întregul proces. Așa, dacă îți place care este rezultatul final, nu uita să dai un like, share unui prieten și să te abonezi canalului meu de YouTube. Vin mai multe videoclipuri și tutoriale super interesante în viitor. Stai pe aproape!